Dezvăluire explosivă a serviciilor secrete din Lituania, raportată de Institutul pentru Studii de Război. Vladimir Putin își pregătește soldații pentru un război împotriva NATO în regiunea Mării Baltice. Experții sunt siguri, Rusia folosește resurse considerabile în războiul împotriva Ucrainei, însă are încă suficiente resurse pentru un război împotriva NATO. Gravitatea situației este raportată și de Politico, care anunță că armata franceză se antrenează pentru o posibilă intervenție la sol. Mai multe informații știe Marcela Ferraru, editor al FNews. Bine te-am regăsit, Marcela! Bine te-am regăsit, Alex! Haideți să vedem cât de reală este amenințarea pe care o evocă serviciile lituaniene. Rusia a mutat deja nave de transport de rachete de croazieră calibru pe lacul Ladoga, lângă Sankt Petersburg, nu departe de Marea Baltică. Mai mult, aviația rusă zboară din ce în ce mai mult peste Marea Baltică cu bombardiere grele. S-a întâmplat tot anul trecut, deși acestea în 2022 nu au fost văzute deloc. Potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului, rușii se pregătesc pentru o posibilă confruntare cu NATO, în special pentru un război pe mare și în aer, dat fiindcă trupele terestre sunt blocate în estul Ucrainei. În opinia lui Putin, încheierea războiului din Ucraina nu ar duce la încetarea confruntării dintre NATO și Rusia. Numeroși observatori occidentali presupun de asemenea că Rusia va ataca NATO dacă Kremlinul va învinge Ucraina, iar Ucraina, după cum știm, stă foarte prost în acest moment. Politico informează că soldații francezi se antrenează pentru o intervenție la sol. E posibil așadar ca acest lucru să se întâmple? În orice caz, Politico face un reportaj direct pe câmpurile de antrenament la Mailly-Con, în estul Franței. Exercițiul arată că trupele franceze se pregătesc pentru un conflict de mare intensitate împotriva unui inamic care le poate egala ca putere de foc. Condițiile pentru antrenamentul trupelor sunt apropiate de un câmp de luptă real. Sunetul, căldura și lumina focului de artileriile sunt reproduse în timp ce minele false sunt împrăștiate peste tot, iar comunicațiile radio pot fi întrerupte fără preaviz. Cursanții se angajează în războiul electronic, se confruntă cu provocările legate de logistică și amenințările chimice și trebuie să ia decizii cu mize mari în timp ce sunt lipsiți de somn. De asemenea, soldații învață să lucreze cu hărți în loc de computere și telefoane pentru a fi pregătiți pentru situațiile în care rețelele sunt blocate de adversarii lor. Dacă declarația lui Macron privind trupele la sol în Ucraina a stârnit un val de contestații, câteva țări din est, precum țările baltice și Polonia aseară, au salutat-o și se vorbește în ultimele zile despre o coaliție de țări care ar putea lua în serios această propunere. Pentru Macron, linia roșie ar fi riscul căderii Odesei sau Kievului. Marcela, îți mulțumesc pentru informații.